În urma consultării magistraților inițiată de către ministrul Justiției Cătălin Predoiu pe câteva teme importante, printre care și cea privind secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, judecătorii de la mai multe curți de apel din întreaga țară au cerut menținerea secției. Aceeași poziție a avut-o și Curtea de Apel Ploiești, unde cei mai mulți judecători au votat pentru menținerea SIJ, dar cu modificări în statutul de funcționare. În ceea ce privește secția de investigare a infracțiunilor din justiție, opinia, au fost mai multe exprimate, de fapt, mai multe opinii în cadrul sau în urma consultării judecătorilor din cadrul Curții de Apel Ploiești. Una dintre opinii a fost că se impune menținerea acestei secții, însă cu amendarea prevederilor legale care reglementează organizarea și funcționarea ei, dar și competența materială a acesteia. Au fost și opinii în care s-a exprimat desființarea secției de acestei secții speciale. Și care a fost votul majoritar? Votul majoritar, să spunem că a fost cel de menținerea secției cu amendarea prevederilor legale de funcționare acesteia. În schimb, majoritatea procurorilor din țară a votat pentru desființarea celebrei secții. Aceasta este o structură operativă a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a cărei competență exclusivă este de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de către judecători și procurori. Guvernul nu își poate asuma o desființare peste noapte a secției speciale. E nevoie de o dezbatere mai largă în sistemul judiciar și de consens politic. După părerea mea, este nevoie de o dezbatere în cadrul sistemului judiciar și apoi, dacă este posibil, de un consens politic în Parlament. Repet, dacă este posibil. A spus săptămâna trecută în cadrul unei conferințe de presă Cătălin Predoiu, ministrul Justiției. Discuțiile privind secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar urma să înceapă anul viitor în Parlament.